Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Interviurile Timișoara, singura emisiune interactivă din Timișoara, care se transmite live de aici, din studiourile Sud-Vest TV, și care se vede și pe internet și pe Facebook. Numele meu este Ciprian Voin și alături de colegii mei de la orașul Timișoara, în fiecare joi seară, aducem în fața dumneavoastră oameni care, prin deciziile lor, au capacitatea să ne influențeze tuturor viața, tuturor celor care trăiesc aici în Timișoara, în Timiș și, de ce nu, în România. Spuneam că interviurile este o emisiune interactivă. Am să vă spun și cum puteți participa și dumneavoastră la realizarea ei. Totul este cât se poate de simplu. Indiferent că ne urmăriți la televizor, pe canalul Sud-Vest TV sau pe Facebook, pe pagina orașul Timișoara sau pe internet, pe opiniatimisoarei.ro, trebuie să o faceți în continuare și dacă aveți întrebări sau mesaje pe care vreți să le adresați invitatului din platou, o puteți face lăsând un comentariu la transmisia noastră în direct de pe pagina de Facebook orașul Timișoara. Eu voi citi, evident, în timpul emisiunii în direct întrebările și mesajele dumneavoastră. În seara aceasta, alături de mine în platou, este doctorul Cristian Oancea, managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumesc de invitație și mulțumesc și teleascultătorilor și celor care urmăresc pe Facebook sau pe alte canale. Cu tot dragul! Domnule doctor, asistăm în zilele astea la o mărire, o creștere destul de alarmantă a cazurilor de infecție cu acest virus. Astăzi 460 de cazuri noi în România și nu s-a întâmplat numai astăzi. În ultimele două săptămâni cazurile au crescut constant. Nu cred că a fost o zi sub 200 de cazuri. E valul 2 ăsta, domnule doctor, sau ce se întâmplă? Inițial, când am calculat după statistica epidemiologică a unui virus, ne așteptam ca valul 2 să fie abia în noiembrie-decembrie anul acesta. Am spus-o de mai multe ori, pentru că noi nu știm să fim responsabili și să fim disciplinați. Noi am privit aceste, și noi mă gândesc la noi ca și popor, marea majoritate, am privit acești pași de relaxare fără o anumită responsabilitate și practic ce am cerut noi a fost măsurile de bun simț. Să te speli pe mâini, să-ți arisești casa, să porți mască ca să fii protejat și tu și colegii tăi. Deci n-am cerut măsuri extraordinare. Să ne limităm puțin distanța fizică la 2 metri sau la 1,5 metri. Dacă avem o infecție respiratorie, să stăm acasă. Deci am cerut măsuri de bun simț. Dar uitați-vă cu ce ne confruntăm. Dacă acum 2-3 săptămâni este un indice care, dacă e subunitar, ne arată că valul pandemic este în scădere. Despre ce indice? Adică acel R-ul acela sub 1. Dacă scade sub 1, la numărul de infectați pe cap de locuitor, înseamnă că valul de pandemie este în scădere. Problema a fost în ultimul timp, după ce s-au instituit aceste măsuri, a doua măsură de relaxare, să zic așa, am observat cu o îngrijorare și noi ne uităm pe cifre de 2-3 ori pe zi minim, cum numărul de îmbolnăviri crește. Acum suntem undeva la 1,4-1,6 deja. Încet, încet ajungem la nivelul din februarie-martie, când practic de la începutul pandemiei. Și am depistat focare multiple în București, unde sunt 4 spitale, deci în acest moment în București sunt 4 spitale pline. E vorba de Institutul Matei Balș, Spitalul Babeș, Colentina, unde toată lumea voiește pentru că are o parte de COVID și ceilalți colegi se chinuie să deschidă parte de non-COVID pentru că și acei pacienți trebuie tratați, și Institutul Marius Nasta, unde sunt colegii mei de pneumologie. Am constatat fluxul migrațional, o parte din populația din București s-a dus în Dobrogea și avem focare în Constanța, Mamaia, Vama Veche, acum plus cred că și Brăila. O parte din fluxul migrațional a mers spre Brașov și Bacău și avem focare acolo și a rămas Iașul, care dinează Vaslui și Suceava. Deci partea asta a țării, încet, încet, valul 2 cred că vine iulie-august. Și inclusiv epidemiologii, și aici am discutat cu colegii noștri, cu Emilian Popovici, care am atras atenția tot timpul. Haideți, dacă respectăm aceste măsuri de bun simț la urma urmei, că nu sunt măsuri coercitive social sau de îngrădire a drepturilor sociale. Nu vezi, terasele sunt deschise, s-au deschis muzeele, se poate circula, deci nu mai sunt măsurile ca pe situația de urgență, dar uitați-vă în supermarketuri, uitați-vă în mall-uri, câți poartă mască sau câți respectă aceste astea. Mai e un fapt îngrijorător. Lumea sunt teoriile conspirației. Păi, asta vreau să zic, domnule doctor, în ultima vreme
fiind în presă, sunt mare consumator de presă, evident, și în ultima vreme am văzut foarte, foarte multe fake news legate de acest virus. Acum că e vorba de fake news, de interese de alte tipuri, sunt mulți, domnule doctor, care nu mai cred în existența acestui virus, deși el este cât se poate de real. Morții sunt reali, pacienții noștri sunt reali. Vedeți că avem o relație bună cu dumneavoastră, cu presa în general. I-am invitat să vadă pacienții că sunt real. Este un virus real, nu putem să-l vedem. E un breaking news și un prime time news, acest virus și acest tratament, inclusiv pentru noi, lumea medicală. Încă am început să simțim clinic cum să manageuim virusul, dar terapeutic încă nu avem ceva, o armă, să spun, letală împotriva lui. Partea... Dar cum îi convinge pe oamenii ăștia, domnule doctor, că lucrul ăsta e real? Că noi ne-am făcut treaba, dumneavoastră v-ați făcut treaba. Adică am venit, i-am filmat, i-am arătat la televizor. Tristețea este că aceste teorii ale conspirației... Am primit un telefon acum o săptămână jumătate de la un prieten bun de-al meu din București, care lucrează în domeniul IT, care m-a întrebat și m-a rugat să nu mă supăr, dar mi-a zis: Cristi, eu n-am niciun dintre prietenii mei sau din familia mea infectați, oare chiar există acest virus? Fac, măi, vino să vezi, sau du-te la NASA, du-te la Balș, există. Și mai este, acest virus e foarte parșiv. SARS-CoV-2 nu e un virus respirator tipic, asta noi trebuie să conștientizăm. Și cea mai mare problemă în diseminarea acești vectori de transmisie sunt asimptomaticii. Pe de o parte, vedeți, este o luptă. Noi, prin toate măsurile pe care le-am exercitat în această perioadă, din februarie până acum, noi practic am făcut, deoarece sistemul medical este foarte friabil al nostru, avem un sistem medical fragil. Acum au început să se investească în sistemul medical, dar nu ne putem compara cu Germania, cu Franța, cu Italia. Și ați văzut acolo, practic, ei având sisteme sanitare foarte solide, au fost dovediți. Deci noi prin aceste măsuri am oprit sau am încetinit transmisia intracomunitară. La început. La început. A fost starea de urgență, ați văzut că a început să scadă, lumea era fericită. Au început măsurile de relaxare, pas cu pas. Și ați văzut că din nou începe să crească. Aceste asimptomatici diseminează, sunt vectori de transmisie și atunci pot să fiu un asimptomatic, un purtător sănătos, să zic așa, și să vă dau dumneavoastră boala. Dumneavoastră poate aveți niște comorbidități sau poate aveți o sensibilitate imună și aici discutăm de trei pariere imune și puteți să faceți o formă moderată sau chiar severă de boală. Și aici nu-i de joacă, pentru că acum am reînceput să evaluăm sechelele post-COVID la pacienții care au avut forme moderate și severe de boală. Deci nu-i de joacă. E o boală, e un virus care ucide. Bun, în momentul de față sunt 200 de persoane la terapie intensivă în toată țara. În toată țara, da. Studiile arată că cei care suferă de SARS-CoV-2 și ajung în secțiile de ATI au o rată de mortalitate mare. 90%. Deci din experiența noastră, din spitalul nostru și discutând și cu colegii noștri, și mare atenție, dacă la început virusul a lovit la palierul de vârstnici, peste 70 de ani, 65-70 de ani, imediat la o lună, deși ar trebui să treacă cel puțin un an de zile ca să lovească următorul deceniu sau populația activă, așa ar fi fost normal. A fost foarte agresiv în transmisie, deci o agresivitate ieșită din comun. Într-o lună a coborât la decada de populație activă, între, să zic așa, 30, 35 și 55 de ani. Și ce am sesizat noi? La noi, fenotipul imun diferă între populația caucaziană, balcanică și vestul Europei. Poate prin faptul vaccinările făcute înainte de 90. Nu știm, nu explicație încă. În ce măsură diferă? Diferă pentru că la noi vârstnicii tolerează bine infecția cu SARS-CoV-2. În schimb, tinerii ajung cel mai repede în terapie intensivă. Tineri însemnând între 20-22 de ani și 45-50 de ani. Iar decesele pe care noi le-am avut în clinică au fost la populația tânără activă cele mai multe. Deci vârstnicii au tolerat cât de cât bine și au ieșit din terapie intensivă. Și vreau să vă spun că 90% din populația care ajunge în clinicile de terapie intensivă, și aici vorbim de cazurile foarte severe, noi am împărțit această infecție în formele ușoare, moderate, severe și foarte severe. Formele foarte severe sunt forme de terapie intensivă. 90% din aceste forme decedează. Se pune o întrebare, domnule doctor. Sunt foarte mulți și pe Facebook și pe internet, care pe diferite forumuri și în discuții libere spun: domnule, ăia care au murit, o cum mureau? Nu este adevărat. Hai să demontăm puțin și este, mitul ăsta. Este o știre enorm de falsă, enorm de grotească.
Nu e o știre, adică e o chestie care circulă online. Online, da, ca să spun așa. Deci acest lucru care circulă este un lucru grotesc și care periclitează foarte mult concepția despre virus. Și am să vă spun de ce. Am avut, eu vorbesc din pacienții mei personal pe care am avut în această perioadă, doi pacienți, îmi amintesc acum, un tânăr de 44 de ani, fără comorbidități, adus din Arad, cu formă moderat severă acolo, l-am băgat în terapie intensivă, am stat zi și noapte lângă el, am făcut repleție plasmatică, înainte nu aveam plasmă post-COVID și dacă doriți discutăm și aici cu anticorpii. Inclusiv despre asta. Și vreau să vă spun că în două zile jumătate a decedat. Nu avea nicio comorbiditate. Am avut o fată tânără de 24 de ani care avea doar un anumit grad de hipertensiune arterială, ușor, la limită, 140-150 și care a decedat. Deci vorbim de oameni tineri, fără comorbidități aparente sau fără nicio comorbiditate, care s-au dus la exitus. Deci aceste lucruri care circulă online și fără nicio o bază științifică. Deci eu vorbesc din ce am văzut cu ochii mei, din ce am atins cu mâna mea. Gândiți-vă că noi stăteam împreună, pneumologi, infecționiști, anesteziști, împreună cu imunologi și cu colegii noștri din Germania și din Franța și din Italia și nu găseam o explicație ce putem să facem pentru acești pacienți. Și gândiți-vă că deși avem conexiuni, că acum internetul ne ajută să și colaborăm între noi foarte mult și terapiile care se fac în Statele Unite sau în Germania sau în Franța sunt și la Victor Babeș în Timișoara și țineam legătura inclusiv colegii mei de la infecțioase cu colegii dânșilor din Institutul Balș. Nu găseam o cauză aparentă care să poată ducă și nici măcar, deci am încercat toate terapiile existente, nu am putut să salvăm acei oameni, din nefericire. Da, e foarte clar, virusul ăsta este cât se poate de real și foarte deadly, foarte mortal. Mortal. Vreau să ne întoarcem puțin la începutul pandemiei, domnule doctor. Spitalul Victor Babeș a intrat încă de la început în focuri. Primele cazuri. Noi da, al doilea caz. Al doilea caz, de fapt, exact. A fost la Timișoara. Vreau să le amintesc că celor care numesc a fost o femeie de 38 de ani, întoarsă în Italia cu cursă cu avionul. Da. A fost dusă imediat cu izoleta la spital. La noastră, la Victor Babeș. Am să rog și colegii, avem și niște imagini de atunci, dacă putem să le difuzăm și noi o să continuăm să discutăm pe marginea acestui caz. Atunci a fost imagine în premieră și imediat după s-a identificat un nou pacient. Oricum, doamna știu că s-a vindecat după 7 zile. Apoi a fost un bărbat, cred că era un om care stătea lângă ea în avion, dacă mi-am amintesc bine, și el a fost vindecat foarte repede. Mi se pare că au fost internați pe 28 martie și 1 martie, văd, și au plecat acasă pe 5 martie. Deci foarte repede. Ulterior au fost niște copii, niște tineri de la liceu și au plecat acasă foarte repede. Întrebarea vine, este logică și vine, ce s-a schimbat, domnule doctor? Pentru că atunci se negativizau foarte repede cazurile, iar acum știu că durează 2-3 săptămâni. Sunt două teste pozitive. Sunt mai multe explicații. În primul rând, tratamentul pe care l-am instituit atunci, în primele faze. Acel produs exista. Îl aveam, puteam să-l cumpărăm pe piața din România, după care acel produs n-a mai existat. A apărut, știți că la început noi nu aveam un ghid clar pe ce să ne bazăm, mergeam pe terapii de novo, să spun așa, cum se întâmplau și în alte țări, pentru că nu avem o terapie care inclusiv în acest moment să fie eficientă împotriva SARS-CoV-2. Plus că acest virus a dezvoltat foarte multe mutații care acum se regăsesc. Deci atunci aveam un virus cu foarte puține mutații, aveam niște tratamente antiretrovirale, să spun așa, foarte bune și aveam rata de negativare la 5-7 zile. Noi am menținut că am făcut eforturile să aducem studii clinice, să aducem acele produse și să le avem. Dar virusul în decursul timpului și-a schimbat mutațiile, a suferit modificări. Și dacă la început negativam în 5-7 zile, 10 zile, sunt cazuri care trenau 2-3 săptămâni sau chiar o lună. Am avut cazuri de genul acesta. Dar spuneți că la Timișoara s-a început cu acest tratament. Am avut o rată de succes peste și încă o avem peste media națională cu mult. Știm asta și vă mulțumim pentru asta. Și noi mulțumim comunității și la toată lumea care a fost alături de noi. Știu că a fost stabilite că la Timișoara se face un tratament, la Cluj altul, la București altul, la Iași altul și la București altul. Care au fost diferențele? Și am avut oarecumva noroc sau cum s-au ales tratamentul? Nu, eram atunci chiar în acea seară în care s-a identificat pacienta, îl așteptam să vină,
s-au strâns colii la infecțioase, eu atunci eram director medical și s-a sunat la Matei Bal și de acolo a zis, domnule, uite, noi avem produsul ăsta. Și era important și ce aveam noi în stocul farmaciei. Exact. Noi avem produsul acesta. Hai să încercăm noi aici. Nu știam ce terapie, cum va merge. Noi din Timișoara am zis... Acum mai aveți produsul respectiv? Da, îl avem. Îl avem. Și îl se avem. Folosește? Și îl folosim, da. Timișoara a zis, domnule, noi avem produsul ăsta, putem să-l încercăm, este mult mai eficient de dat la pacient, se dă doar o dată pe zi. Nu o să dau numele produsului, că nu ne ar fi reclamă. Nu-i cazul, da. Cluj a zis, domnule, noi avem alt produs, hai să vedem care terapie este cea mai eficientă pentru pacient. În acel moment nu aveam un ghid la nivel național. Și se pare că soluția adaptată de noi, plus că noi am mers tot timpul noi la raportul de urgență, noi în această perioadă n-am mai avut raport de gardă pe spital, pentru că măsurile erau de așa natură încât nu puteam să riscăm să ne vedem în fiecare zi, dacă, Doamne ferește, era cineva contaminat dintre noi, exista riscul de contaminare. Și atunci am făcut, conform legii, un raport de urgență pe spital care se menține inclusiv acum pe starea de alertă, erau șefii de secție de la infecțioase, cu șefii de la pneumo, managerul, directorul medical și juristul. Și fiecare caz îl discutam și făceam o terapie personalizată pentru fiecare pacient în funcție de ce comorbiditate avea, de ce formă de boală deci avea. Deci pe lângă tratamentul respectiv, pe lângă, mai, la fiecare mai la doar fiecare, câte ceva. Plus că aveam în spital cardiologul, aveam diabetologul, aveam neurologul care îi îmbrăcam și se duceau la pacient și... Deci, practic, am avut o îngrijire holistică și orientată pe pacient. Și acum se dă alt tratament față de început? Acum există, nu știu, cred că e a treia variantă a ghidului sau chiar a patra. Este o variantă de ghid, dar care se adaptează în funcție de comorbiditățile și de statusul pacientului. Dar de ce s-au făcut aceste schimbări? Dacă spuneți că la început au fost foarte bune, numai și numai din cauza mutațiilor? Mutațiile pentru că eu știu că au fost și alte discuții. Au fost o firmă care producătoare, care producea unul dintre medicamente. Care n-a mai vrut să ne dea. Da, unii au spus că nu-și mai asumă. Exact. Deci, ceea ce înseamnă efecte adverse. RCP-ul. Fiecare produs are un RCP, adică are un modalitate de prescripție. Adică dacă scoatem produsul X, s-au făcut atâtea studii clinici, au intrat atâția pacienți și produsul X e safe de dat în bolile A, B, C. Nu recomandăm în D, F pentru că nu avem studii clinice. Luând experiența colegilor din China și din Italia, noi puteam legal să depășim RCP-ul de produs cu monitorizarea atentă a pacientului, ceea ce am și făcut și am avut succes. Pe parcurs, ori că nu s-a mai găsit produsul, ori au apărut studii clinice care arătau, și aici am fost duși în eroare, nu noi, toate țările. A apărut acel studiu în Lancet care a zis hidroxiclorochina, aveți grijă că are efecte adverse. Foarte multe țări, dacă a apărut joi, ziua de vineri, au scos din ghid. Noi n-am făcut așa ceva, pentru că noi am văzut, contează foarte mult simțul clinic al nostru și să se simte bine pacientul. Noi am observat că pacienții nu se simt foarte bine cu acel produs. Dau un exemplu. Și atunci am luat decizia, chiar dacă a putut în Lancet, într-o prestigioasă revistă medicală, am luat decizia să rămânem și să-l continuăm cu el. O decizie asumată. Ce s-a dovedit după aceea? Că decizia noastră a fost bună, iar Lancet-ul după 2 săptămâni a retras produsul și a retras articolul. Și a cerut scuze și americanii au demonstrat că în spatele acelui articol erau de fapt câțiva oameni care nu aveau tangență cu industria, nu erau medici, nu erau cadre medicale, erau cu niște interese, să spun așa, financiare implicate în industria farma. Deci, plus, iarăși... Vedeți, când aud cei care nu urmăresc astfel de chestiuni... Da, dar se gândesc, bă, dacă și la chestia asta, când e vorba de viață și de moarte, sunt interese atât de mari, economice, sunt interese financiare, foarte mari. Păi poate sunt interese și să facă virusul ăsta. Adică să-l facă mai, să-l umfle. Să-l umfle, am înțeles. Gândiți-vă că am dus discuții puternice cu industria farma, care au zis, noi aceste antiretrovirale le facem pentru HIV. Noi nu ne asumăm. Și mai era un lucru, noi aducem câți pacienți cu HIV aveți în România? Aveți numărul acesta? Păi ne aducem pentru numărul acesta plus o diferență, o rezervă, cât mai identificați voi pacienți. Deci, practic, noi am cumpărat produse de pe piața liberă și gândiți-vă că nu doar noi, Clujul, Bucureștiul, Iașul, unde mai găseam, că ne-am trezit în situația că avem bani și nu mai avem de unde să cumpărăm. Și ne-am asumat toți deschiderea și lărgirea RCP-ului, dar... Practica și acum clinică, le aveți? Da, le avem. În cantități suficiente. În cantități suficiente, avem studii clinice în spital cu terapii inovatoare, dar ceea ce contează cel mai mult este practica curantă a medicului cu pacientul. Adică și de asta am și lucrat în 3 ture, am schimbat, noi am adoptat foarte repede sistemul din China. Am început
prima dată coși de la infecțioase, să lucreze în trei ture până să vină pacienții, după care, după modelul lor, am văzut ce era de făcut, au început coși de la pneum, am învățat unii de la alții în mers. Cum, de exemplu, dezescaladarea la non-COVID, au început pneumologia în sens invers, am luat-o pas cu pas, urmând ca de luna viitoare să începem deschiderea clinicilor de infecțioase cu păstrarea unui departament de COVID. Sunteți optimist dacă spuneți asta? În condițiile în care astăzi au fost 460 de cazuri noi la nivel național. Bine, în România, optimist, în Timișoara n-a fost. Am discutat... Dar sunt 530 de pacienți vindecați la dumneavoastră la spital? În jur de 500, cred că, vă și spun, externați astăzi la ora 9 erau 539, iar cred că numărul de decese undeva, cred că e la 56 sau 57, nu mai știu sigur aici. Cei care numeresc trebuie să știe lucrul ăsta, că e numărul cel mai mare, 530 de pacienți vindecați 540, și externați, aproape 540 de pacienți. Într-un decurs de cât? Martie, aprilie, mai, de 3 luni jumătate. 3 luni jumătate. Da. Am lucrat ca și la fabrică, practic. Da. Și vreau să revenim puțin la începuturi, da, pentru că eu cred că trebuie spuse poveștile astea de început, da, chiar dacă, nu știu, poate mai târziu, dar eu zic că e momentul să le spunem și acum. Ce vă lipsea, domnule doctor, la început? Tot. Cât de greu a fost? Ne lipsa tot. Deci vă spun sincer, nu aveam, să spun așa, aveam minimele măsuri. Când ne-am dat seama cât de rău a, să zic așa, a izbucnit în Italia. Și când ne-am dat seama că noi am făcut un studiu, să zic așa, epidemiologic, eram atunci în primul task force alături de fostul ministru, de actualul, ceram câțiva oameni și calculam să vedem câtă diaspora avem în Italia, în cât timp se întoarce, pentru că am văzut acolo că se închid industria hotelieră, că se închid restaurantele, că se pierd. Și atunci era clar că oamenii acolo or să vină. Și atunci am zis, ok, câți sunt? Când am văzut numărul, noi inițial am calculat că vin 100-150 de mii, hai 200 de mii. Sistemul sanitar nu o să țină, o să se prăbușească. Ne-a fost teamă de acest lucru, chiar dacă aveam sistem pavilionar, chiar dacă asta. Plus că infecționiști la nivel național nu e o specialitate așa de mare. Și atunci am zis, ok, hai să fie linie suport pentru colegii noștri, să fim pneumologii, care suntem, cred că triplu ca și număr, dublu sau triplu ca și număr față de dânsii. Terapia intensivă. Și aici am legătura cu domnul profesor Sândesc și au dat seama că numărul, dacă se întâmplă ca în Italia, la noi va fi tsunami, să spun așa. Și atunci am început să cumpărăm de unde am putut, de unde am găsit, de unde am știut materiale de protecție. În primul rând am mers pe fundamentul prima dată să fie protejat cadrul medical, că dacă cadrul medical pică, atunci pacientul cine îl mai tratează? Și exemplu concludent este cel din Arad, care primii care au fost infectați și n-au respectat reglementarea sunt medici infecționiști din Arad, pe care am avut primii pacienți după aceea. Da, cum se explică, domnule doctor, că totuși la Timișoara nici un doctor, nici un asistentă, nimeni de la dumneavoastră din spital totuși nu s-a infectat, spre deosebire de Arad, de Suceava, de București, da, dar Suceava. Măsurile de protecție ale noastre au fost foarte riguroase și noi am acționat ca o instituție militarizată de în cel mai înalt grad, de gradul 3 sau 4. Fără să fie nevoie de un manager militar. Deci am fost responsabil și am conștientizat agresivitatea virală, ce se întâmplă și vă spun sincer, cred că și frica undeva ne-a îndemnat să fim precauți. Ne-am coordonat în echipe, am lucrat în ture. De ce? Pentru că acei pacienți, neștiind cum va acționa terapia, neștiind cum va reacționa clinic pacientul la terapie, te-am monitorizat non-stop. Ne-am dotat spitalul într-un ritm record. Deci noi cred că în două săptămâni jumate am făcut ce n-am făcut în ultimul an jumătate, să zic așa, cu ajutorul primăriei și cu ajutorul comunității. Ne-am dotat noi cu echipamente, inclusiv acum avem mii de echipamente, deci suntem pregătiți să întâmpinăm și valul 2 sau valul 3. Nu ne dorim acest lucru pentru pacienții noștri. Dar știu că sunteți și primul spital care ați instituit foarte clar circuite pe zone, da, zonă verde, zonă galbenă, zonă roșie. Pe cod de culori, exact, am mers pe cod de culori, fiecare aripă avea codul ei de culori, pentru că ne-am dat seama că protecția, în primul rând, trebuie să instituim anumite și măsurile noastre de prudență au fost cele mai riguroase din toată țara. Acum îmi vine în cap așa o comparație, îmi imaginez cum a fost la dumneavoastră, de fapt și colegii și toată presa a fost la dumneavoastră și au și filmat înăuntru, da, și puneam așa în oglindă cum era dumneavoastră împărțit totul pe zone și cum era de exemplu în Suceava, când erau îngrămădiți toți doctorii în curtea unui spital fără nicio protecție, apoi într-o cameră chemați, deci noi, aici se face diferența? Da, noi, doctor.
Și aici se face diferența. Se face diferența în management, în sensul în care noi și în profesionalism ne-am dat seama că nu-i de joacă. Și atunci am zis, ok, hai prima dată să scădem gradul de contaminare, hai să nu ne mai vedem noi între noi. Avem Skype, avem tot felul de linii de comunicare, nu vreau să fac reclamă la niciuna, mă scuzați dacă am pronunțat un nume. Și atunci hai să ne minează contactul, hai acele ture, cum facem schimbarea. Deci inclusiv turele între ele comunicau telefonic doar sau la distanță, nu se suprapuneau. De asta vă spun, clorinam spitalul lunea, miercurea și vinerea, clorinam spitalul la un metru, de jos până la un metru jumătate, era atât clor, eu sunt astmatic, abia puteam noi să respirăm. Și marțea, joia și sâmbătă îl clorinam în exterior. Și la primele teste de pe suprafețe, după ce, înainte de a deschide pneumologia, care le-am luat să vedem cât de safe este, toate testele de pe toate suprafețele au fost negative, la orice virus sau bacterie. Domnule doctor, colegul dumneavoastră, domnul doctor Musta, cred că a devenit un fel de, nu știu, model al luptei anticovid. Adevărul este că s-a comportat exemplar. Ne-a răspuns, cred că n-a fost telefon la care să nu răspundă. Dânsul era și purtătorul de cuvânt, da, al spitalului. A înființat pagina respectivă de Facebook, exact, unde oamenii puteau să pună întrebări. Un adevărat specialist care a primit oarecum și recompensă, este membru în comisia aceea specială anticovid și, din câte știu eu, a fost contactat și de clinici de afară să folosească ce s-a întâmplat aici. A stănit și invidii? Nu, să știți că cel puțin vorbesc la noi în spital, nu vorbesc, nu știu, pe plan național. Să zic, probabil că da. Știți cum, lumea noastră e o lume, mini-vedetă, așa, da, lumea noastră este o lume a egocentrismului, a egoismului, a orgolilor, deci lumea medicală în general. Dar să știți că dânsul e un comunicator foarte bun și ne-am dat seama că fără ajutorul presei și noi am învățat de la dânsul cum să comunicăm, ținând cont că noi medicii nu prea suntem învățați să comunicăm. Decât cu pacientul, e secretul pacientului. Și uneori tot... și cu pacienții se comunică destul de lagunar. Destul și așa de mai lagunar, departe. Exact. Deci cert este că protocoalele, primele protocoale din spital le-am dat la toată zona sau la toți colegii care au avut nevoie de ei. Că a strânit sau nu, știți cum, dacă sunt invidii pozitive și sunt invidii prin care, domnule, uite-te ce a făcut X sau Y sau Z, hai să facem și noi la fel. Eu zic că e de bun augur. Bun, în lupta asta anticovid ați început cu 3 saloane, apoi cu un pavilion, un corp de clădire și apoi cu tot spitalul. A fost un moment în care v-a fost frică, domne, nu vom face față? Da, în momentul în care spitalul era aproape de a fi plin complet, în momentul în care, gândiți-vă că aveam în spital lehuse, aveam copii, eu nu sunt pediatru, colegii mei n-au experiență în pediatrie, e un alt gen de îngrijire și e foarte greu să-i spui la o mamă care este, erau familie, adică tata pozitiv, mama pozitivă, copilul negativ, după care tata a devenit negativ, mama negativă, dar s-a pozitivat copilul, a rămas mama cu el. E foarte greu să-i scrii ceva ce tu, medic, nu înțelegi și am fost corecți cu pacienții și au înțeles că pentru siguranța lor suntem și noi acolo, că nu e o plăcere să stai în acel combinezon 5-6 ore, 7 ore, nu e o plăcere, vă spun, cu masca aceea, asta, îți vine la un moment dat că nu mai ai oxigen, îți vine să vomiți în ea. Deci actul medical era complet altul, boala era o necunoscută pentru, inclusiv acum e o necunoscută pentru toată lumea, să ne înțelegem. Nu avem un vaccin cu care să luptăm împotriva ei. Deci da, ne-a fost frică și noi am gândit, ne-am strâns toți managerii și directorii medicali în amfiteatrul Spitalului Județean în luna februarie, alături de prefect și de șefa de la DSP, prin care ne-am instituit un plan alb de apărare a județului și a regiunii, în sensul în care ce se întâmplă dacă pică Babeș, ce se întâmplă dacă pică CFR-ul, ce se întâmplă dacă... Și atunci am decis ca Spitalul Județean, care deservea și avea prin anumite arii terapeutice, era spital de unic de servire pentru tot județul, să rămână non-covid sub orice cost. Trebuia să avem o maternitate non-covid. Și ați văzut că la început noi am drenat 4 județe plus granița. De ce? Pentru că tot ce intra, avioanele erau ținute la sol, transportul aerian era blocat, tot ce însemna graniță de la Borș până inclusiv la granița cu Serbia, dar Serbia a închis granița și n-au ajutat multă. Foarte mult, venea Nădlac 1, 2 și ăsta de la Arad, spuneți, da, Nădlac și cu Cenadu, știți?
Și practic, indiferent că erai din Suceava, Brăila, Iași, Cluj, am avut pacienți internați de acolo, erai carantinat în astea 4 județe, Arad, Hunedoara, Caraș, Timiș, până când a fost la refuz și am sunat la domnul președinte atunci, l-am rugat pe domnul primar să sună domnul președinte pentru că nu puteai să carantinezi toată diaspora în 4 județe. Simțeam că ne distruge pe toți. Și de ce n-ați intervenit la premier? Am intervenit. Nu, la domnul Orban, la președinte, la premier, mă scuzați. Și am intervenit, s-a înțeles situația și s-au dus atunci la județele de reședință. De reședință. Dar, domnule director, conducerea de atunci, doamna Voica Lăzureanu, mă gândesc că împreună cu dumneavoastră împreună și cu colegii și cu a spus lucrurile pe nume la momentul respectiv și citez. Da. Noi cei de la Victor Babeș trebuie să primim și să îngrijim doar pacienții din Timiș. Eu chiar cred că a fost o decizie foarte bună. În momentul acela, când ne-am dat seama că drenăm 4 județe, pe un buget limitat. Deci noi eram gândiți, noi suntem spitalul orașului Timișoara. Așa spune spitalul clinic numărul 4 de boli infecțioase și pneumoftiziologie, doctor Victor Babeș, Timișoara. Să nu ziceți încă și noastră că e spitalul primăriei, că e al Nu, eu vorbesc de deservirea, am uitat Timișoara. N-am eu vorbesc, să mă abțin. Da, am înțeles. Nu, eu vorbesc, fără partipriuri, eu vorbesc de comunitatea de Timișoara. Atunci n-am să tratez noi, deci. Gândiți-vă că noi aveam un stoc de produse, de medicamente, care se termina foarte rapid. Doi la mână, nu mai știam de unde să cumpărăm. Punctul 3. Am fost eu personal în Hunedoara și în județele limitrofe. Mi-am dat seama că ceilalți stăteau la mese, nu făceau mai nimica, nu se pregăteau. Noi, gândiți-vă, lucram cel puțin 18-20 de ore pe zi, atât personalul medical, cât cel mai mult a tras serviciul de achiziții și runos de la noi, ca să găsească furnizori de unde luăm și ce să luăm. Și ne-am dat seama că bugetul nostru, deci nu poți să stai 4 județe pe 300 de paturi. De fapt, nu aveam 300, că schimbând circuitele aveam undeva la 250-260 de paturi. Nu putem o populație, să zic așa, de 5-6 milioane pe 264. Deci cine ar crede acest lucru, deci noi am ajutat colegii și ajutăm inclusiv acum. Cazuri dificile noi le preluăm. Am ajutat o lună de zi, după care dimineața, împreună cu Voichița Lăzureanu, era prietena mea și eram manager atunci, eram director medical, ne-am întâlnit, ne-am dat seama că suntem depășiți și ne-am asumat că deservim doar județul Timiș. Pentru că atâta puteam noi atunci, în acel moment. Păi bun, și cum puteați să refuzați o internare? De exemplu, păi dacă nu mai aveam capacitate, n-am mai avut capacitate, plus că, gândiți-vă, legea spunea în felul următor, fiecare județ trebuia să aibă un spital COVID, Aradul spital COVID, Hunedoara spital COVID, Reșița spital COVID, deci trebuia în fiecare județ făcut un spital COVID. Ei nu se organizase și trecuse aproape o lună, noi eram deja asaltați de la toate formele de patologii, deja terapia intensivă se împluse și atunci ne-am dat seama că dacă în acel moment nu forțăm ca ceilalți să se organizeze și nu forțăm DSP-ul să ia atitudine, nu merge cu dolce far niente. Adică în război trebuie să fim toți în rând, nu unii să stea la cafele și alții să stea în tranșe. Nu merge așa. Și am spus-o cu subiect și predicat. Comunitatea din Timișoara și din Timiș ne-a apreciat foarte mult pentru că anumite televiziuni au început să dea în noi. Au fost unele vedete care fără ca să ne criticat. Să ne întrebe, domne, dar de ce ați făcut acel lucru? Că noi am explicat că nu mai facem față medical, nu că nu am vrea. Primii colegi infecționiști i-am tratat noi din Arad. Deci tot Aradul era la noi, se trata, dar nu era nici vina lor că era diaspora care venea, știți? Clujul, Iașul nu aveau cazuri. Am avut cazuri Iași, Cluj, Brăila, Suceava. Vă pot scoate lista de unde erau acei pacienți. Și s-a făcut, nu știu, oare cumva și presiuni între ghilimele, domnule, să mergi la Timișoara, că era un mit. Bă, dacă te îmbolnăvești, fă pe dracu un 4 și ajungi la Timișoara, că te vindeți. Să știți că noi toate cazurile acestea le discutăm și avem și grupuri pe telefon ăsta. Cazurile dificile le-am preluat și atunci și în timpul și acum. Deci nu ne-am tras înapoi. Dacă am avut locuri în terapie intensivă, am deservit. Dar una e să iei 2, 3, 5 cazuri și alta să iei 100 de cazuri. Era peste, plus că gândiți-vă, noi ca și personal medical, noi suntem o mână de oameni. O mână de oameni care a reușit să țină piept acestui tăvăluc. Fără, gândiți-vă că SARS-CoV-2 n-a trecut de spitalul Babeș. Nu s-a dus în spitalul CFR. Deci ca să se umple ca următoarele spitale de suport să preia. Apropo de ce spuneați de planul acela de... Planul alb, de apărare a județului. Deci n-a ajuns în spitalul CFR, n-a ajuns la Lugo, n-a ajuns la Dermato. A ajuns deci, pe la o maternitate. Da, a ajuns la maternitate. Știu cazul maternității pentru că la 1-2 dimineața eram pe telefoane să vedem câți infectați. Am atras atenția și autorităților locale și managerele de pe atunci ce se întâmplă dacă nu se decarantinează rapid personalul medical.
ajungeam să fim mai rău decât Suceava, dacă nu se luau măsurile ferme și asumate în acel moment. Da, dar să zicem că atunci ne-a trecut glonțul pe lângă ureche. Bun, tot la Timișoara s-a văzut pentru prima dată cum se prelucrează aceste teste. Da. Colegii de la Opinia Timișoarei.ro au intrat în laboratorul noastră, l-au filmat, avem, au să rog colegii să și difuzeze câteva imagini. Am făcut o selecție, întreg procesul poate fi văzut pe Opinia Timișoarei.ro. Avem două colegi extraordinare și eu le mulțumesc, lui Vali și lui Andreea, pentru, gândiți-vă că aceste fete, Vali este biolog cu expertiză în genetică moleculară și cu doctorat, Andreea este asistent de laborator, deci noi cu două fete am ținut 3 luni și tot ce înseamnă, ce însemna, cel puțin o lună jumate, tot ce însemna analize în județul Timiș și în zonă. Când ne trimitea Arad, Caraș, Lej la început, ele au avut doar ziua de Paște liber. Atâta tot. În rest s-a lucrat de dimineața de la 7:30-8 până seara la 11:12. Câte probe s-au analizat până acum la viitor? Mii. Dacă doriți, vă pot da mâine o cifră ferm și exact, dar vă spun mii de probe și gândiți, aceste probe au fost, deci ce țin doar de spitalul nostru, nu mai vorbesc că după aceea a început spitalul municipal, a început județean, a început din sănătate publică plus anumite clinici private. Am făcut mii de probe, ținând cont că în prima fază noi nu aveam extractor automat și fiecare probă, ARN-ul acela se extragea automat și se punea la multiplicat. Era muncă, să spun așa, de chinez bătrân, pe care fetele au făcut-o cu dăruire. Îmi vine acum în minte o altă viziune care se vehiculează mult pe internet, vis-a-vis și de exemplu de faptul că au crescut numărul de infectați. Toată lumea spune, domnule, se testează mai mult. Capacitatea județului Timiș de testare în reală, pentru că chiar iau pulsul day by day, zi de zi, e undeva la 1200-1300 de teste în fiecare zi, așa am preconizat, adică ce face Babeș, municipal, județean, ISP-ul, Lugojul, municipalul din Lugoj, plus cele două sau trei clinici private. Cam atâția oameni se testează zilnic, ceea ce este o cifră bună pentru județul Timiș, o cifră bună. Plus că gândiți-vă, noi spitalele am luat decizia că tot ce se internează în spital se testează COVID înainte, să știm, să nu infectăm la asta. Și cred că e o decizie fermă și corectă, pentru că din start excludem o boală care ne poate da complicații. Dar ce le răspundeți celor care spun că, domnule, se testează mai mult acum ca atunci, la nivel național și de-aia au crescut numărul? E o chestiune reală? Da, testând mai mult, identificăm vectorii și putem să-i izolăm și să-i tratăm. Că le dăm sau nu tratament, că îi lăsăm sau nu la domiciliu, că îi internăm sau nu în spital. Dar știm că acea persoană X, Y sau Z este un vector de transmisie, îi spunem. Nu mai știu cum va evolua legea, că ați văzut că avocatul poporului ne-a făcut torționari. Asta este, îmi asum rolul de torționar și mi-l asum și eu și colegii mei. Am făcut-o pentru binele pacienților și pentru binele comunității. Știți? Nu știm cum se vor trata asimptomaticii în viitor. Deci am avut multe cazuri. Asimptomatic a devenit formă ușoară sau moderată și asta mult timp. Asimptomatic care poate a trecut peste el, nu a simțit că a trecut peste el sau nu, dar am avut și forme care de la asimptomatic sau formă ușoară s-a dus în formă severă și a decedat. Deci nu este de joacă. Dar ați avut și pacienți care au fost în terapie intensivă care au și scăpat, da, s-au vindecat. Da, așa este. Și numărul acestora, gândiți-vă, este foarte redus. Deci doar 10% scapă din terapie intensivă, un prognostic bun. Deci dacă respectăm chitele de internare în terapie intensivă, că dacă e o formă moderată și ducem în ATI, în terapie intensivă, că doar ca să-l monitorizăm noi mai bine și este după 2-3 zile, nu. Deci vorbim de formele severe ce necesitau internare acolo. Bun, știu că a fost un bărbat, mi se pare, din CNTAS, care a primit plazmă. Sunt două cazuri în spitalul nostru. A fost, dar de ce s-a și vindecat? De ce? Întrebarea vine, de ce la bărbatul din CNTAS și la celălalt a funcționat și, de exemplu, în alte cazuri nu? Cazul nu. De exemplu, în Alpea Sfinția Sapimen n-a funcționat. I s-a dat plazmă și nu... Contează... Sau tânărul de la Galați, iară. Da, contează vârsta foarte mult, contează comorbiditățile foarte mult și contează foarte, foarte mult momentul când îi dai plasmă. Eu dacă îi dau plasmă când e deja în formă foarte severă, când furtuna e citochinică, deci aici avem trei tulburări imune, hiperimunitate, hipoimunitate sau anarhie imună, acea furtună citochinică. Nu prea, am observat că nu mai avem ce să facem.
Și atunci când s-a declanșat furtuna, da, e... Exact, și atunci ne-am dat seama că trebuie să dăm cu o treaptă înainte. Tot la fel, văzând și făcând, că nimeni nu ne-a învățat. Și mai este un lucru, n-aveam plasmă. La început noi făceam repleție plasmatică cu plasmă normală, de la donator, de la centru de sânge, care nu trecuseră prin infecție. Pentru că și aici a fost un lucru, ne-am văzut cu, la început cu coordonatoarea centrului de transfuzii, doamna profesor Lighezan, și am stabilit cum să facă recoltele și până unde să recoltăm sânge, că dacă îți vine un pacient cu COVID și donează sânge și tu injectezi acel sânge la o transfuzie, la o operație chirurgicală sau la o leucemie sau ăsta, risc să omori omul cu bună știință. Și ne-am dat seama atunci că rezervele astea de sânge erau, ne ajungeau o săptămână pe oraș dacă închideam județul. Plasma ne ajungea vreo 4-5 luni. Și ne-am dat seama la început, noi nu aveam plasmă hiperimună, deci cu un titlu de anticorpi adecvați. Și când au început să apară donatorii, am fost bucuroși. Numai că nu toți care au trecut prin această infecție dezvoltă anticorpi. Deci ca să avem o plasmă bună, cu un titlu adecvat, a trebuit să trecem prin 4-5 donatori ca să avem o plasmă bună și care să o reinjectăm după aceea. Deci, și acum aveți plasma pentru pacienți? Da, acum da. Problema este ce am sesizat și au sesizat o colegii noștri din Germania înainte, că virgulă la noi cam 1 din 5-6 dezvoltă anticorpi care se mențin și acești anticorpi nu rezistau la lung. Adică dacă tu te-ai îmbolnăvit azi de SARS-CoV-2, nu înseamnă că tu pe parcursul vieții nu o să mai dezvolți. Studiile au arătat și aici diferă de la fenotip uman, să zic așa, dacă ești caucazian sau dacă ești din alt spațiu, protecția anticorpilor de 2-3 luni, inclusiv la gripă. De asta vaccinarea antigripală e recomandată de 2 ori pe an, pentru că ține cam 6 luni de zile, pe care memoria imună uită. Ați vorbit de aceste diferențe între caucaziani, între balcanici, vest-europeni. E mai bine la noi, ca să zic așa, decât în vest? Pentru că până la urmă au murit destul de puțin față de comparație cu Italia sau cu Spania. Eu, în primul rând, vreau să vă mărturisesc și să-mi asum că sunt adeptul pro-vaccinări. Deci eu sunt medic evidence-based, medicina bazată pe dovezi, și dacă înainte de era vaccinării durata medie de viață era de la 35-40 de ani, acum ajungem la 80-90, vedeți că la 70 de ani, 65-70 de ani ești considerat încă tânăr. Așa sunt studiile de geriatrie. Cred că vaccinările obligatorii făcute, și insist că vaccinarea trebuie să fie un act obligatoriu, înainte de 90 ne-au adus să avem o protecție imună mai specifică, mai deosebită față de celelalte țări. Lucru care s-a arătat acum, nu e explicație fiziologică sau bazată pe dovezi, nu încă, dar probabil că o să apară următorii ani, se arată numărul de decese și numărul de infectați. Câți pacienți mai sunt în momentul de față internați la dumneavoastră? Din Timiș în acest moment sunt 3 pacienți și mai sunt încă 5 pacienți din alte județe. Adică dacă... Deci în total sunt doar o pacienți acum? Total sunt, da, nu avem niciun pacient în terapie intensivă. La terapie intensivă nu mai e nimeni? Și, de exemplu, vine un pacient cu o boală cardiacă, e depistat și de COVID, chiar dacă e din alt județ, îl aducem la noi că este loc și nu mai are rost să plimbăm pacientul cu izoleta, cu ambulanța. De ce? Pentru că dacă suntem în proximitatea cardiologiei, de ce sunt atât? Dau un singur exemplu care mi s-a întâmplat acum câteva zile. Păi, și dacă lucrurile merg bine și nu aveți niciun om în terapie intensivă și toți pacienții ăștia răspund bine, înseamnă că dacă nu se mai internează nimeni, 4-5 zile sunteți spital liber de COVID, COVID-free? COVID-free și să sperăm că județi COVID-free, să zic așa. Noi sperăm acest lucru. Într-adevăr, cum ați remarcat dumneavoastră la început, e un număr alarmant. De la 180 la 240-260, pe care la 310-320 a mai scăzut puțin, pe care 400, aproape de 500. Gândiți-vă, deci mai avem puțin, număr din ultimele 2 luni. Da, mai avem puțin și scăpăm de sub control. Din nou pocnește transmisia intracomunitară și am foarte mulți prieteni care mă sună, domnule, vara asta pot să plec în concediu, nu știu, Grecia, Bulgaria, Italia. Am și o întrebare, da? Mai pe la finalul emisiunii. Da, ok, bine, atunci răspund la finalul emisiunii. Răspund la final. Nu, domnul doctor, se poate să mergem nu. În concediu? Din punctul meu de vedere, anul acesta e bine să ne redescoperim țara și vă spun de ce. Tu ești sănătos cu familia sănătoasă. Vă duceți cu mașina, nu știu, Grecia, Bulgaria, Italia. Majoritatea, cei mai mulți vor în Grecia. Pentru te duci sănătos și ai riscul să fii bolnav de acolo. Mulți spun. Au puține cazuri și ei. Încă.
Aveți răbdare. În sensul că au deschis granițele și o să arată toată lumea la ei în vacanță, tocmai Italia, pentru că au puține cazuri? Au puține cazuri. Să zicem că îți închirezi o vilă sau un apartament și ești doar tu cu familia, dar te duci la alimentare să-ți cumperi produse, te duci la restaurant să mănânci, te duci pe plajă. Dar poți să-ți pui o mască, poți să-ți pui, nu? Dar... Așa, și acasă poți să iei virusul, nu? Da, dar riscul este mai mic la noi în țară, pentru că să știți că suntem mai riguroși. Industria Horeca la noi este mai riguroasă decât... Eu am fost și eu în Grecia de foarte multe ori, să zic așa, și cunosc Horeca Grecia, să spun așa. Și atunci există riscul să te întorci bolnav de acolo. Și nu cred că pentru o săptămână sau două săptămâni merită riscul ăsta când avem o țară așa de frumoasă și la noi. Cred că ți-a supărat câțiva patroni de agenții de turism acum de prin... Poți să te supere. Eu nu, știți cum, nu vreau să bucur sau să supăr prin ceva. Eu țin pentru pacienți. Pentru că am fost la capătul lor, am văzut și cu satisfacție și externați vindecați din spital, dar am văzut și decedând. Deci nu mă interesează să supăr. Nu vreau să fac frumos. Eu vreau să spun realitatea și ce am văzut cu ochii mei. Doamne doctor, știu că ați spus la punct un program de ajutor pentru foștii pacienți care au avut forme medii și severe. Da. Știu că sunt cam 100 de pacienți. Da, așa este. Explicați-ne puțin ce înseamnă acest program și de ce a fost nevoie de el, pentru că e foarte important. Sechelele pulmonare care a lăsat SARS-CoV-2. Și dacă doriți, uitați, vă invit mâine la clinică să stați de vorbă cu colegii mei din radiologie, să vă arate niște imagini la un plămân sănătos, la un pacient formă ușoară, moderată și severă. Am mai făcut acest exercițiu cu colegii dumneavoastră dintr-o altă agenție, dar vă invit și pe dumneavoastră. Poate așa lumea conștientizează că nu e ficțiune și nu suntem torționari, ci chiar vrem binele comunității. Formele moderate și severe lasă anumite sechele pulmonare, acea fibroză pulmonară, care dacă nu se intervine cât de cât rapid într-un program de recuperare respiratorie, și noi avem un centru de acest gen condus de colega mea Camelia Pescaru, sechelele acelea sunt pe viață. Plus că... Ce înseamnă? Cum se manifestă? Plămânul se fibrozează. Sechile. Exact ca și cum ai o cicatrice pe piele de la arsură, așa se face și plămânul. Ce înseamnă? Că respiri mai greu? Vorbim pentru cei care nu urmează, că nu sunt doctor și nu sunt specialist. Înseamnă că începi să respiri mai greu, simți că nu mai poți să faci efortul pe care îl făceai înainte și în marele risc poți să ai infecții respiratorii trenante mult timp de acum acolo. Poți să răcești mai ușor, poți să iei gripă mai ușor și aici atrag un semnal de alarmă. Chiar dacă nu avem un vaccin împotriva lui SARS-CoV-2, totuși îndemn pacienții, mai ales cei care au trecut, să se vaccineze antigripal neapărat. Pentru că Dumnezeu ferește să ai și gripă și să faci și SARS-CoV-2. Șansele de viață sunt minime. Bun. Și câți pacienți aveți în momentul de față? Aveți 100 de locuri sau 100 de pacienți pe care îi tratați? Nu, 100 de locuri. Ne-am dorit ca acești pacienți, în jur de 100, să se reîntoarcă la noi. Unii vor și și-au făcut programarea. Până acum avem 2 sau 3 pacienți, pentru că tocmai ce am deschis de 2 săptămâni centrul de recuperare respirator. Sperăm să se întoarcă tot. Acum, știți cum, din moment ce ai stat o săptămână, 2-3, alții o lună, de obicei formele moderate și severe stau cam 2-3 săptămâni, o lună. Din moment ce ai trecut prin terapie intensivă, nu-ți mai vine să vii la spital. Bun, dar hai să spunem în ce constă acest tratament, că poate, da. Poate sunt dintre ei care ne urmează și poate nu se sperie, mă gândesc că le spune și dumneavoastră. Gândiți-vă că noi, în afară de analize de sânge și analize imagistice, noi în această perioadă nu am făcut alt gen de analize, n-am făcut spirometrii să vedem impactul pe care l-a avut SARS-CoV-2, pentru că erau și în infecție. Și ne-am dat seama că trebuie să treacă un anumit timp până să vedem cu exactitate cât a afectat funcția pulmonară. Deci, spirometria, să explicăm o dată, este manevra prin care noi... Vă dați seama cât la 100 din plămân îți folosești. Dar noi mergem mai departe, noi nu facem spirometrie, noi facem body pletismografie. E ca o spirometrie, dar aflăm disfuncția căilor respiratorii mici, unde practic acel virus a atacat. Și atunci ne dăm seama cât la 100 din plămân mai este funcțional. Pe lângă aceasta sunt anumite exerciții de respirație, sunt anumite tehnici de kineziterapie respiratorie pe care avem 2 kinetoterapeuți specializați în terapia respiratorie. Adică învață cum să respire? Îi reînvață cum să respire, le crește sub plămânii un mușchi, se numește mușchiul diafragmatic, care duce până 67% din inspir. Pentru că inspirul consumă energie. Noi când tragem aer, atunci simțim că nu putem să respirăm la acești pacienți. Și atunci sunt iarăși anumite tehnici de consolidare a mușchilor diafragmatici, știți? Și aceste exerciții le arătăm și învățăm, urmând ca dânsii să le continuă acasă.
Sunt unii care vor să vină, sunt alții care abia așteaptă și au abia așteptat să scape vindecați. Și înțelegem, pentru că e natura umană, dar îi așteptăm cu drag pe toți pacienții. Bun, știu că existau colegi de-a noastră care spuneau că atunci când unii dintre pacienți au fost externați și s-au întors, au venit cu leziuni mai grave atunci când s-au întors decât atunci când au plecat. Cum e posibil? Leziuni pe plămâni. Da, în primul rând. Nu se știe dacă acele leziuni erau deja existente și n-a fost acea procedură imagistică de detecție. Așa, doi la mână. E posibil că a fost externat bine, dar să mai fi avut o infecție cu un alt virus, cu un alt bacterie, care plămânul fiind friabil, fiind foarte sensibil, l-a devastat. Este și această variantă. Deci, sau este posibil că pacientul, deși considerat externat și vindecat, ia boala a mai evoluat. Deci sunt trei ipoteze în acest sens. Bun, au apărut ieri informații de domnule doctor că sunt vreo trei persoane din Sibiu, parcă, vindecate, care s-au reîntors în spital cu COVID. Da, am citit primele studii inițial și îndemn lumea ca studiile epidemiologice din China să nu dea crezare, pentru că China a mințit. Și faptul că suntem aici, unde suntem, este că China a mințit. Și Organizația Mondială a Sănătății, și o spun cu toată responsabilitatea, a făcut un delay în a declara pandemie nejustificat de mult. Și e o realitate asta. Am citit, în schimb, studiile științifice. Asta e foarte grav ce spuneți. Da, toată lumea știe. Și au fost acuzații de la foarte multe țări și lideri naționali pentru OMS. Și cred că OMS-ul trebuie depolitizat și cred că Organizația Mondială a Sănătății trebuie să fie Organizația Mondială a Sănătății, nu o organizație care să ia deciziile mai mult sau mai puțin politic. Da, China a mințit, pentru că nu poți să ai la o populație care ai carantinat-o de, nu știu, 20, 30, 40 de milioane, 3.000 de morți. Uitați-vă în Italia, uitați-vă în Franța, uitați-vă în România. Deci sunt date. Și credeți că în condițiile în care China anunța numărul real de morți, lucrurile ar fi stat altfel? Nu, China nu trebuia să ascundă momentul în care acest virus a ajuns pe piață, să spun așa, între ghilimele. Adică se închideau mai repede granițele, absolut, nu venea la absolut fel de mult. Când deja ai transmisie pe două continente, pandemie, definiția OMS-ului, și OMS-ul a așteptat mult timp să declanșeze starea de pandemie. Deci e o realitate. Dacă mai câștigam 2-3 săptămâni, la noi, în dinamica dotării spitalului, a contat 2 zile. Dacă noi mai pierdeam acelea 2 zile, noi nu aveam echipamente, nu aveam măști, nu aveam. Punct. Deci, într-o pandemie contează foarte mult și numărul de ore și izolarea aceasta. Și uitați-vă acum, Beijing a început din nou focare. Deci, din nou, valul 2 a pornit. Plus că noi nu respectăm măsurile banale de bun simț. Și valul 2 deja a început. Și este aici valul 2, doctor, și în România? Încă nu. E posibil ca valul 2 să fie declanșat chiar de noi. De noi, populația care nu respectăm regulile. Și e posibil ca valul 2 să fie mai agresiv decât valul 1. Inițial s-a zis, valul 2 o să fie așa ca o cocoașă care trecem ușor. Gândiți-vă că SARS-CoV-2 nu se compară ca agresivitate cu cele antivirusuri cu care noi eram obișnuiți. Dar să revin la cazul nostru. O să vorbim și despre asta, că e interesant cu valul 2. Undeva între 12, 14, 16%, depinde la studii pe tipul de populație făcut, există riscul de recădere, de reinfecție, pentru că nu toți pacienții dezvoltă anticorp. E un mecanism imun pe care nu îl putem explica. Nu respectă și atunci, de asta noi am adoptat prima măsură, în sensul care dacă te externai din spital, te rugam și să stai acasă 14 zile. De ce? Ca să dăm organismului timp să-și facă anticorpii. Pentru că noi ne-am dat seama că după această infecție, organismul respirator, organul respirator, pulmonul, este foarte sensibil la alți contacti și la alte infecții. Și atunci, când unul din 5 sau unul din 6 dezvoltă doar anticorp, vă dați seama că ceilalți sunt foarte sensibili de a prelua din nou. Și recăderea de cele mai multe ori este mult, mult mai gravă decât infecția de novo care are pacientul. Bun, spuneați de valul 2, da, domnule doctor, că e posibil să fie mult mai agresiv decât primul. Da, da, pentru că va suferi mutații. Sunteți specialist, aveți coleg pe domnul Musta, care e în comisia asta specială, da, anticovid, ați discutat inclusiv noastră cu specialiști de la București. Dar ce să ne așteptăm noi ca și populație în condițiile în care, nu acum la 460 de cazuri este valul 2, să zicem că ajungem la 1000, că se discută, da, se poate să ajungem și la 1000 pe zi. Calcul, ce se întâmplă?
ne întoarcem la carantinare, care este sfatul care le-ați dat dumneavoastră autorităților? Nu știu decizia care se va lua, deoarece ați observat că în ultimul timp, din nefericire, politicul de ambele, pe ambele șichiere sau pe toate și a început să se implice. Și întotdeauna când se implică politicul în actul medical, nu iese bine. Atâta timp cât a fost o stare de urgență, atâta timp cât a fost o stare de alertă cu măsuri mai drastice de distanțare, am scăzut. Și cifrele astea arată, vorbim pe documente. Relaxarea este bună, trebuie să avem relaxare, trebuie să pornim economia, dar haideți să respectăm, să purtăm acea mască, haideți să respectăm distanța de 2 metri, cum avem noi mai mult de 2 metri acum. Haideți, dacă suntem răciți, să nu mai mergem la serviciu, că lumea cu noi sau fără noi tot va merge societatea înainte. Și acum s-a și dovedit că multe joburi le poți face și de acasă, da, în mare parte. Da, inclusiv noi am început, facem telemedicină. Deci simțul nostru clinic a diminuat, am renunțat la stetoscop și facem telemedicină. E un disconfort pentru noi că nu suntem adaptați la acest gen de... Eu insist, domnule doctor, credeți că ar trebui instituită iar stare de urgență și limitarea deplasarea oamenilor? Dacă numărul va crește și va crește rapid și drastic pentru binele comunității, a marii majorități, nu vorbesc acum de conspiraționiști și de cei câțiva care agită apele, cred că da, pentru că dacă noi nu știm să fim responsabili, eu să fiu responsabil în primul cu mine, dacă nu-mi place nimeni, am care să fiu responsabil cu tine sau cu soția mea sau cu copilul meu, dacă noi nu suntem responsabili, hai să ne uităm în dex ce înseamnă responsabil, că am impresia că acest cuvânt ne trece pe lângă ureche. Deci haideți să ne uităm în, la cuvântul responsabil și pentru noi, dacă nu pentru cel de alături noastră, pentru noi măcar să facem acest lucru. Când mergem, că acum ați văzut, se dau măști gratuite la toată lumea, sau aproape, se găsesc la un preț de cumpărat decent acum. Am cumpărat produse la prețuri astronomice și e o realitate. Haideți să fim responsabili împreună și de aproapele nostru, dar și pentru noi și pentru familiile noastre, pentru că vă spun... Am avut familii întregi, dau un exemplu doar, am avut o familie care a ieșit la garden party, la grădină, și s-au internat așa, socrii, părinții și copiii. În trei zile, unul dintre ei a decedat. Soția era într-un salon, soțul în alt salon cu copilul și mama soției a decedat și n-a putut să o vadă. Deci sunt fapte reale, sunt fapte reale din viața noastră cu care ne-am confruntat. Și se spune că dumneavoastră n-aveți niciun interes ca să... N-am niciun interes nici cu industria Horeca și nici cu industria farma, cu niciun... Am interes fost, să fim sănătoși. Au fost multe mesaje de unde doctor, nu le-am citit pentru că toate erau de felicitări și de... Noi mulțumim comunității care a fost alături de noi și am simțit acest sprijin și le mulțumim inclusiv celor care cu un gând bun seara... Era, să știți era că sunt sigur că au fost oameni știu, care s-au rugat și pentru care cel puțin au spus o rugăciune pentru noi. Noastră. Doamne ajută și le mulțumim. Apropo de tot ce a semnat relația cu presa, da. Țin să vă mulțumesc în numele colegilor de la Opinia Timișoarei pentru această diplomă și vreau să arăt și celor care ne urmăresc. Este oarecum o recunoaștere a ceea ce a făcut și presa lângă dumneavoastră. Nu se pot compara lucrurile, este evident că dumneavoastră s-a făcut mult mai multe. Fără ajutorul dumneavoastră eram depășiți completamente și vă mulțumim. Și vă mulțumim și noi pentru că v-ați gândit să faceți lucrul ăsta. Știți cum? Apreciem fiecare reporter, fiecare cameraman care a venit alături de noi, fiecare care a venit cu un reportaj sau cu o știre, pentru că ați dat situația obiectiv și ați văzut că noi cu bune, cu rele, ăștia suntem. Am zis, nu are rost să ne ascundem. Minciuna are picioare scurte. Și vă mulțumim că ați dat obiectiv, adică nu ați încercat să înveliți adevărul sau să prezentați sub o altă formă. Vă mulțumesc pentru prezență, domnule doctor. Mulțumesc frumos. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnele și domnilor, că ne-ați urmărit. Acum că am reînceput interviul Timișoarei, vă spun că ne revedem joia viitoare la ora 20, indiferent dacă vine valul 2 sau nu. O seară bună! We'll be right back.